Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Aia este o calderă. Iar noi suntem în Santorini. Probabil una dintre cele mai cunoscute insule din grupul Cicladelor, Santorini este o insulă relativ mică, pe care o poți parcurge de la nord la sud în doar 45 de minute. Atrage prin apusurile superbe, cupolele albastre și priveliștele minunate pe care le poți admira de-a lungul coastei de vest. Este singura calderă locuită din lume. Are peste 600 de temple și biserici în toate mărimile și formele. Conform unei zicale locale, aici sunt mai multe biserici decât case, mai mulți măgari decât oameni și mai mult vin decât apă. Totodată aici găsim și unul dintre puținii vulcane activi din Europa, caldera din Santorini. Așa că haideți să vedem ce putem vizita 5 zile pe această insulă superbă. Bun venit în Ia, care de fapt se scrie Oia, unul dintre cele mai frumoase orașe de pe Santorini și una dintre cele mai populare destinații turistice de aici. Este un orașel destul de mic pe care poți să-l parcurgi în aproximativ 30 de minute de la bulevard până la locul unde poți vedea apusul. Asta dacă nu dai de trafic, de turiști. Da, cam asta este nebuneala la care să te aștepți în mai. În plin sezon, probabil este și mai rău. Dar ghiciți ce am făcut noi. Da, am mers în cel mai aglomerat punct din oraș, Castelul Venețian. Merită pentru cel mai frumos apus de aici, de pe Santorini, nu? Am început să intrăm în zona centrală și e teroare aici. Efectiv, este plin. La fiecare punct unde se face poze, este o coadă imensă și nici măcar oamenii care vor să treacă normal nu au loc. Uitați-vă puțin. Noi acum vrem să mergem mai departe și nu putem. Trebuie să stăm să așteptăm să se facă culoare, pentru că mai vin și oameni de pe sens opus și nu avem loc. Străzile sunt destul de înguste. Și am ajuns aici, este locul la Castelul Venețian. Acolo sus obișnuia să fie un castel. Acum nu mai arată așa de spectaculos, sunt doar niște stânci. Însă uitați-o leacă cât de multă lume s-a adunat aici ca să vadă apusul. În momentul de față mai sunt cam 30 de minute până la apus, să spunem așa. Însă cred că dacă vii cam cu o oră înainte aici, vei găsi mai liber. Aglomerația asta nu este nicio surpriză totuși, întrucât după o pandemie în care oamenii au fost forțați să stea în casă, nevoia de a călători a crescut foarte mult, iar Santorini este una dintre destinațiile cele mai afectate de acest fenomen. Gândiți-vă doar că de-a lungul unui an, cei 15.000 de locuitori ai insulei au întâmpinat 2 milioane de turiști, iar numărul este în creștere. Cei drept, există și multe motive pentru care lumea alege această destinație, iar unul cu siguranță este acest apus. Da, apusul a fost într-adevăr frumos. Noi l-am văzut de la una din morile de vânt din Ia, care de altfel și astea sunt destul de emblematice. Le vedeți pe orice vedere de aici. Ce mă întreb eu totuși este dacă apusul din Ia o fi cel mai frumos, pentru că noi mai avem câteva locuri pe listă, tot din Santorini, de unde să vedem apusul. Tu ce zici? Mândru, pentru că sunt mai puțin turiști. Și dacă asta este aglomerația la care să vă așteptați la apus, cam așa este dimineața. De altfel, dacă vreți să vizitați Santorini în liniște și să vă bucurați de peisajele frumoase, să vă faceți poze, ar trebui să veniți dimineața, pentru că seara toți turiștii vor fi pe străzi. Încă un sfat pe care aș putea să vi-l dau în Ia este să vă plimbați pe străduțe ferite de drumul principal, pentru că o să vă bucurați mult mai mult și o să dați peste tot felul de magazine foarte drăguțe și priveliști minunate. Priviți puțin, suntem doar eu cu Bianca aici, este foarte liber și dacă ne uităm acolo sus, este plin de turiști pe la drumul principal. Trebuie să recunosc că una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut în vacanța asta a fost să vizităm Ia dimineața. Deși a trebuit să ne trezim pe la 5-6, am avut ocazia de a vedea cu totul altă față a orașului, una care dezvăluie frumusețea caselor pastelate, construite pe marginea stâncii. Fără valurile de turiști, am putut să explorăm toate colțurile și să ne bucurăm de peisajul fermecător asupra calderei. Iar după ce am considerat că am văzut tot, am pornit către următoarea noastră destinație, care se afla chiar sub noi, pentru că lângă Castelul Venețian se află o scară, a cărei 300 de trepte de le vei coborâ, vei ajunge în Amudi Bay, care este un mic port
cu bărcuțe colorate și cu restaurante unde poți să bei sau să iei cina la apus pentru o priveliște minunată. Puteți să coborâți cele 300 de trepte pe jos, bineînțeles, cum am făcut-o și noi, sau cu ajutorul unor măgăruși, însă noi nu susținem exploatarea animalelor și vă recomandăm să nu faceți asta. Mai există și o a treia variantă de a veni aici, pe care Bianca nu v-a spus-o, și aceea este cu mașina, pentru că este o parcare undeva acolo. Însă, dacă vreți să faceți asta, va trebui să veniți foarte devreme, probabil, pentru că se ocupă rapid locurile. Și pe lângă asta să vă asumați riscul că s-ar putea să nu mai ieșiți, pentru că s-ar putea să fiți blocați. Trebuie să vă spun sincer că inițial când am văzut de sus cam cum arată aici, nu mi s-a părut așa impresionant, însă odată ce ajungi aici jos, vei vedea toate terasele astea colorate și ți se va părea mult, mult mai frumos. Pentru că eu și Bianca suntem mai aventurieri de fel, am plecat de acolo, din port unde sunt restaurantele, și am mers pe această cărare de aici, care nu știm unde duce. Drumul se oprește cam după vreo 2 minute, uitați, nu suntem foarte departe, și ajungeți aici unde veți găsi niște cadre superbe pentru filmări sau poze. Asta dacă vă place să vă faceți poze frumoase. Acum trebuie să recunosc că înapoi spre Ia nu este chiar așa de plăcut. Norocul nostru ar fi că e mai și temperatura este mai joasă, dar nu știu cum ai putea să faci asta într-o lună ca iulie sau august. Mergeți cu mașina în parcare! Până acum am văzut cel mai popular punct de pe Santorini, Ia, însă am vrea să avem parte și de o experiență autentică, locală, și să vedem din acele sate pitorești despre care nu au auzit așa de mulți turiști. De aceea astăzi pornim într-o rută prin mai multe astfel de sate, primul fiind Pirgos, fosta capitală a insulei și cea mai bine conservată așezare medievală din Santorini. Astăzi, un sat pitoresc unde viața pare mult mai relaxată. El a fost construit în jurul unui castel venețian vechi din secolul al XIII-lea. În drumul spre castel dai peste o serie de biserici vechi de câteva secole, unele dintre ele fiind deschise pentru vizitare, un lucru mai rar întâlnit în Santorini. Pirgos este într-adevăr unul dintre locurile unde poți vedea o altă față a insulei și ce trebuie să faceți neapărat aici este să urcați până pe ruinele castelului venețian, pentru că de acolo o să vedeți întreaga coastă de vest și orașe cum ar fi Ia sau Fira, cât și caldera, insula Tirasaia și partea de sud unde se află Akrotiri. Deși n-ai crede, în Santorini se produc niște vinuri extraordinar de bune și asta pentru că solul, care este vulcanic, are o aciditate ceva mai specială. Aici, în Pirgos chiar, unde ne aflăm noi acum, este și una dintre cele mai mari crame din zonă și mai renumite, producându-se vinul Asirticos, pe care îl beau și eu acum. Ia mas! Și dacă vă întrebați locul unde se află Bianca în timp ce bea acest vin, este tot în Pirgos, se numește Cantuni și au niște preparate delicioase aici. Noi ne-am luat niște coaste, dar nu sunt coaste, de fapt e piept de porc în sos barbecue și tot porc la grătar care se numește cantuni, care e fix definiția unui grătar foarte bun. Asta a costat 15 euro, asta tot vreo 15, nu știu, să zicem că de persoană lași aici cam vreo 20-25 de euro tot cu băuturi. Următoarea oprire este concurență mare pentru Ia, pentru că este un loc de unde se zice că se vede apusul chiar mai frumos decât acolo, așa că urmează să vedem dacă detronează acea priveliște. Se numește Imerovili și este un sat unde vei găsi mai mult cazări sau localnici, este foarte liniștit, nu vei vedea mare acțiune aici sau mulți turiști. Iar cea mai faină activitate pe care poți o faci este să mergi pe Scaros Rock, unde vom merge și noi, parcurgând toate aceste trepte până în vârful stâncii, de unde vom vedea apusul. Drumeția durează undeva la 15 minute, iar în capătul acesteia veți găsi o veche fortăreață venețiană, care se crede că a fost capitala Santorini.
ajuns în vârful stâncii și ce vedem aici nu vă putem descrie în cuvinte, pentru că ai priveliști minunate asupra orice. În spatele meu se vede Imerovili, acolo avem Fira, aici avem Caldera, restul insulei în partea aia și piesa de rezistență, uitați-o leacă cum se vede apusul, este absolut superb! Și acum vine întrebarea de baraj, Bianca. E mai frumos apusul de aici, de pe stânca Scaros, decât în ea? Mie mi-a plăcut amândouă. Ți-au plăcut amândouă? Da, pentru că fiecare are specificul ei aici. Parcă ești la Machu Picchu, dar roz, roșul roz. Așa, iar în ea ai morile alea de vânt și ai peisajul ăla de basm. Adică cred că fiecare are farme cu ei și n-ar trebui să fie unul mai frumos ca altul. De aia, cred că ar trebui să alocați o seară în ea și una să veniți aici. Dacă ar fi să excludeți între ele, eu cu siguranță nu aș exclude asta. Ori le faceți pe amândouă, ori nu faceți deloc. Pentru că este foarte păcat să nu vedeți apusul superb de aici, pentru că aveți priveliștea către Imerovili, către toată insula. Într-adevăr, din ea este acea priveliște emblematică pe care o vezi pe toate vederile din Grecia, din Santorini, însă ceea ce este aici este cu adevărat ireal. După 2 zile petrecute în Santorini, am început să cunoaștem destul de bine insula și ne-am dat seama că am făcut o alegere foarte bună în ceea ce privește locul unde ne-am cazat. Deși nu este Ia sau nu are priveliște la calderă, Camare are câteva avantaje care îl face locul potrivit să stai în Santorini. Pe lângă faptul că se află în centrul insulei și am ajuns rapid dintr-o parte în alta, aici vei găsi niște prețuri mai accesibile față de zonele turistice, atât la cazări cât și la mâncare. Iar dacă tot am adus vorba de cazare, noi am avut 2 dintr-o greșeală la gazelor, care nu putem zice că ne-a deranjat neapărat. Pentru o noapte am stat la Epavlis Greece, unde camerele au fost foarte spațioase și am avut un balcon cu o priveliște superbă, iar pentru restul timpului am fost la Fanuris Condo, care deși nu avea balcon cu priveliște la mare, a fost mai mult decât suficientă pentru prețul de 360 de lei pe noapte. Nu foarte departe se afla și una dintre puținele plaje din Santorini, plină de mici pietricele negre formate în urma activității vulcanice. Iar tot în Camare vei găsi foarte multe taverne locale unde poți mânca cu destul de puțin bani. De exemplu, acest platou a costat 35 de euro și avem aici musaka, avem niște zaziki, niște sarmale grecești, care de fapt nu sunt ca sarmalele noastre, sunt în foi de viță și doar cu orez, după cum se poate vedea aici, și au un gust așa mai fresh, ei le mănâncă ca aperitiv. Locul se numește Taverna Amelia și dacă nu sunteți mari faine bucătăriei grecești, mai găsiți și altfel de preparate de fructe de mare sau paste, pizza, găsiți tot ce vreți aici. În ceea ce privește cum te deplasezi în Santorini, există mai multe variante. Prima ar fi să închiriezi o mașină, așa cum am făcut-o și noi, însă să știi că prețurile sunt destul de mari. Noi am dat pe 5 zile 183 de euro și am primit cea mai ieftină mașină posibilă, care abia se mișcă și care mi-a luat o grămadă până m-am obișnuit cum să o conduc. Cutie de chibrituri sau mașina din familia Flintstone, spuneți-mi cum vreți. A doua opțiune ar fi un quad sau un scooter, care cred că sunt mai ieftine, însă nu vei putea căra bagaje și s-ar putea să fie mai periculos pentru tine. Iar cea de-a treia opțiune ar fi, bineînțeles, transportul în comun. Însă aici ar trebui să știi că trebuie să depinzi după un anumit program. Ele pleacă din jumătate în jumătate de oră și unele trasee te vor duce prin Fira, pentru că acela este punctul central unde se conectează toate liniile. Ce nu recomandăm cu siguranță este să-ți iei cazare doar în Ia sau în Fira și să rămâi în acel oraș, pentru că această insulă are atât de multe orașe pe care să le explorezi și cu siguranță vei vrea să mergi și în ele. Mai țineți minte că v-am menționat de caldera anterior? Ei bine, știați că o puteți vizita? Haideți să vă arătăm cum. Cel mai bun mod de a face asta este să închiriezi o barcă, chestie pe care am făcut-o și noi și uitați-ne, am ajuns în caldera. Însă ar trebui să vă spunem cum am ajuns să închiriem această barcă, corect? Am căutat pe internet și i-am găsit pe cei de la Seabreeze Boat Rental Santorini, care ne-au chemat în Vlihada și de acolo am pornit în călătorie, dar nu înainte de a primi un instructaj foarte detaliat. Oamenii de acolo sunt foarte de treabă și mi-au explicat tot ceea ce trebuie să știu pentru a conduce această barcă.
barcă. Eu nu am mai condus barcă până acum. De fapt, am condus o dată în Halkidiki, însă atunci eram cu Ștefan, care știa destul de bine cum se conduce barca și mi-a mai explicat el. Cumva așa a fost un test, însă acum a trebuit să fac totul pe cont propriu și mi-era puțin frică. Însă mi-au spus că nu am de ce să-mi fac griji. Unul, pentru că în Santorini este destul de ușor să conduci. Mi-au explicat zonele unde sunt stânci și ce să evit. Mi-au spus că această barcă este una de ultimă generație, are GPS care mă ajută foarte mult, mi-arată adâncimea apei, unde să evit stâncile. Iar prețurile pentru toată experiența asta variază în funcție de ce vă doriți. Aveți posibilitatea de a lua barca doar pe jumătate de zi și dacă faceți asta va trebui să alegeți dacă vreți în prima jumătate a zilei sau în cea de-a doua. Noi am ales cea de-a doua jumătate pentru că ne dorim să vedem apusul și de pe barcă. Și aveți posibilitatea de a avea un private speed cruise unde aveți și mâncare și băuturi și totodată de a lua pe toată ziua. Prețurile variază între 300 de euro și 750 de euro, iar pe lângă asta ar trebui să știți că va mai trebui să lăsați un depozit de 200 de euro în cazul în care se strică barca sau se întâmplă ceva. Banii aceștia îi primiți înapoi dacă totul este în regulă. Și după toate astea, mai trebuie să plătiți și combustibilul pe care îl consumați. Pontul zilei este că dacă mergeți cu viteză, veți consuma mai mult combustibil, bineînțeles. Prima noastră oprire este la izvoarele termale, care au apărut aici datorită vulcanului despre care v-am tot povestit de-a lungul acestui vlog. Puteți opri aici și puteți experimenta senzația neobișnuită a apei calde a izvoarelor, care se întâlnește cu apa rece a mării. Bine, ce-i drept, izvoarele astea calde nu prea sunt calde, că temperatura apei este 19,7 grade aici, nu e cu mult diferită față de cea a mării, deci mai gândiți-vă dacă faceți o baie sau nu. Am ajuns din nou la Moody Bay, dar probabil nu recunoașteți nimic din zona asta pentru că ce am văzut noi ieri este după această stâncă. Aici este o zonă unde lumea vine să înnoate și dacă vă uitați acolo în spate, este o stâncă de unde lumea sare în apă și face baie. Cred că cea mai grea parte în această excursie cu barca a fost să o parcăm, pentru că suntem în zone unde ancora nu este destul de mare ca să putem să ne oprim. Așadar trebuie să folosim aceste geamanduri. Cred că asta, așa se numesc, ei le spun buii, și să ne legăm sfoara de la ancoră de ele. Noi inițial nu am înțeles foarte bine treaba asta și nu știam exact cum să o oprim. Însă ne-am dat seama urmărindu-i pe cei din jur. Multă lume vine în Santorini și vizitează doar partea de nord, pentru că acolo sunt orașele principale și atracțiile turistice, cum ar fi Ia și Fira. Dar știați că și partea de sud are foarte multe chestii de oferit? Noi vom explora această parte astăzi, prima noastră oprire fiind în Akrotiri. Cel mai important obiectiv turistic de aici este o așezare preistorică ce a aparținut civilizației minoice, care a locuit aici undeva între anii 5000 și 2000 înainte de Hristos. O erupție vulcanică din anul 1600 înainte de Hristos a distrus această civilizație și a acoperit tot orașul cu cenușă, prezervându-l într-o formă foarte bună la acest muzeu. Mai este numit și Pompei al Greciei, iar mulți istorici chiar cred că această erupție a și dus la sfârșitul civilizației, pentru că un tsunami puternic a ajuns până în Creta și a făcut prăpăd și pe acolo. Situl arheologic este acoperit special pentru turiști, pentru că vara poate fi foarte cald aici și totodată căile de acces sunt suspendate deasupra lui și puteți vedea foarte bine totul. Un zvon neconfirmat spune că acoperișul ar fi costat undeva la 134 de milioane de dolari. Intrarea costă 12 euro pentru adulți, iar dacă ai sub 25 de ani este doar 6 euro, corect? Totodată poți opta și pentru un tur cu ghid, care am înțeles că ar fi mai interesant dacă vrei să afli toată povestea din spate. Chiar și fără ghid, există niște coduri QR pe care le poți scana și să afli o povestioară a civilizației. Și totodată mai sunt și plăcuțe la fiecare clădire ce a fost identificată din excavări.
Santorini ne-a dovedit până acum că are câte puțin din toate. Peisaje naturale superbe, apusuri magnifice și o istorie impresionantă. Însă ceva a lipsit cu siguranță până acum. O plajă, da. Opțiunile sunt limitate aici, deoarece în partea de nord nu sunt deloc, așa că ne rămân doar câteva opțiuni în partea de sud. Iar una dintre cele mai spectaculoase este cu siguranță The Red Beach, care se află la doar 500 de metri de situl arheologic de la Acrotiri. Poți merge cu mașina până într-un anumit punct și de acolo vei merge pe jos pe un drum care e destul de riscant, pentru că aici sunt destul de multe alunecări de teren. O altă modalitate prin care ai putea ajunge aici ar fi într-o excursie cu barca, așa cum vedem și aici în larg. Pe drum vei observa peisajul acesta foarte frumos de rocă vulcanică roșie care se descompune ușor și vei vedea inclusiv acest nisip negru care s-a format prin eroziunea acestei roci. Toate astea, deși este fin, e foarte fierbinte, așa că vă recomand să vă luați papuși de apă, poate mai frumos decât ai noștri. Ce mai poți vedea în această zonă este cea mai bună priveliște asupra întregii insule, cât și a calderei și a insulelor din jur, de la farul din Acrotiri. De altfel, zona asta mi se pare chiar foarte bună să te cazezi, pentru că ai toată această priveliște și dacă mai stai și într-o cazare de aia cu jacuzzi, eu zic că poți obține un pont destul de bun în această zonă față de ea. O chestie la care cu siguranță nu te-ai aștepta în Santorini este să poți mânca cu mai puțin de 10 euro la un restaurant. Ce-ar fi să vă spun că noi am mâncat cu mult mai puțin? Impossible. După o zi lungă, ne-am retras în Camari și am mâncat la Elias Grill, unde o porție de faimosul Pita Hero nu este nici mai mult, nici mai puțin de 5 euro. Tot aici am încercat și singura marcă de bere locală din Santorini, Donkey. Ce ne-a mai surprins plăcut, pe lângă mâncarea delicioasă, a fost personalul foarte amabil, care ne-a dat și o înghețată din partea casei la final. Vă zic, mod mai bun de a încheia ziua nu există. Bine ați venit în Fira, un loc plin de viață, cu foarte multe magazine, restaurante și un loc foarte bun de unde puteți cumpăra suveniruri. Numit și capitala insulei, acest oraș este unul din cele mai aglomerate din Santorini și vorbim de aglomerații ca Ania. Cu toate astea, priveliștele de pe stâncile multicolore stai respirația, iar mulțimile se adună la apus pe marginea calderii pentru cel mai mare spectacol gratuit de pe pământ. Ceea ce ne atrage atenția în mod special sunt străzile înguste și bisericile care abia așteaptă să fie explorate, cum ar fi Catedrala Basilică Sfântul Ioan Botezătorul. Fira are foarte multe de oferit și vei găsi ceva pe gustul tău indiferent de ceea ce cauți. Însă cel mai bun mod de a simți atmosfera orașului este să le iei la pas fără o destinație anume. Chiar dacă te pierzi, atunci când revezi anumite locuri, vei descoperi câte un detaliu nou. Ce ne-a plăcut foarte mult în Fira este scena culinară, pentru că găsești restaurante ce îmbină mâncarea gustoasă cu un decor estetic și transformă practic o pauză de masă într-o adevărată experiență. În timpul pe care l-am petrecut aici, am poposit în două locuri. Primul dintre acestea este Pelican Kritos, unde în fel principal costă între 10 și 22 de euro. Dacă ar fi să facem o recomandare, nouă ne-au rămas în minte aperitivele cu mâncare specifică insulei. Un lucru des întâlnit aici de altfel este să comanzi mai multe feluri și să le împarți. De aceea, la următorul loc unde am oprit să mâncăm, Taverna Triana, am luat un astfel de platou și s-a dovedit a fi o alegere foarte bună. Prețul acestuia a fost de 21,5 euro și a fost mai mult decât suficient pentru două persoane. Hai să-ți spun și micile obsesii cu care am plecat de aici. Tomato fritters, un fel de chifteluțe cu roșii și feta, salata lor de vinete și roșii, fava, crema de brânză, da chifteluțele... Nu puteam să plecăm din Santorini fără să mai bifăm o experiență de pe bucket list-ul nostru. O cazare cu jacuzzi pe marginea calderii. De aceea, ultima seară am petrecut-o la caldera Cliff Illusion din Fira, unde, pentru modesta sumă de 1200 de lei, am avut parte de o cameră spațioasă cu mic dejun inclus, o sticlă de vin și petale de trandafiri. Toate elementele se potriveau, mai puțin unul. Cam asta este experiența în jacuzzi cu privire la calderă. Ar fi trebuit să avem și un apus acum, însă vremea s-a decis să nu ne mai dea apus. Așa că ne mulțumim doar cu priveliștea la calderă și în partea asta cu Fira, care se vede foarte frumos. Și
Și cam asta a fost Santorini, prieteni. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați-ne un like, share-uiți-l cu prietenii și, foarte important, dați subscribe și apăsați pe clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ceea ce mai postăm. Și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!